Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii și au îmbogățit cunoașterea universală. Omul zilei de astăzi este Spiru Haret, iar informațiile vin chiar de pe portalul web care îi poartă numele. A reformat sistemul de învățământ, iar cartea virtuală este una dintre consecințe. S-a născut în inima Moldovei, în Iași, cei dragi ai lui Creangă și acolo și-a mângâiat neastâmpărul de copil. A întrevăzut de pe atunci, din copilărie, că există lucruri care trebuie schimbate, aliniate vremii, modernizate. Rob al științei exacte urmează cursurile universitare la București și, în cele din urmă, în străinătate, la Paris, unde, în scurtă vreme, numele românului Spiru Haret umple academiile și e rostit cu admirație de toți învățații. Examenul de doctor uimește asistența neobișnuit de numeroasă, iar decanul facultății se adresează personal, felicitând România că produce și are asemenea talente. Urcat prin energiile sale active pe piedestalul științei, acolo, în luminișul Europei, în Parisul luminilor vestice, tânărul Haret zăbovea adesea cu gândurile sale asupra vetrei românești. Trăia în imaginar viața de acasă, râurile, munții, tot ceea ce însemna pentru el dorul de casă. Devenit om de știință și respectat deopotrivă în interiorul și exteriorul granițelor noastre, Spiru Haret aprofundează ceea ce el însuși numește rănile rămase din trecutul amar, de jaf, de nedreptate, de neînțelegere a rostului marei vieți naționale, rănile care împuținează puterile trupești ale neamului și îi slăbesc avânturile sufletești. A dorit să le cunoască pentru a lecui și tămădui. Stăpânind de acest dor fără astâmpăr, primește cu bucurie numirea ca inspector general al învățământului românesc. O situație pe care nimeni nu și-a luat-o vreodată atât de serios în seamă. Cutreiera neobosit, vrea să știe neapărat tot ce există, ca să stabilească ce trebuie îmbunătățit și mai ales cum. Spiru Haret stătea de vorbă cu toți învățații pe care îi întâlnea în drumurile sale prin țară. Ținea cont atât de opiniile celor mari, dar și de părerile celor mici și mai puțin însemnați cu care intra în contact, de la țăran la boier, de la preot la învățător. Își aduna datele care, puse cap la cap, aveau să-i ofere imaginea de ansamblu pe care el și-o dorea. Dar greul pentru el abia acum începea. Izvoarele vremii spun că Spiru Haret s-a pus la lucru fără să țină în seamă intimidările celor prea cuminți, nici ironiile celor prea sceptici, nici clamoarea celor orbiți, ca săgeata care odată pornită din arcul încordat își urmează calea pe care i-a hotărât-o ochiul deprins și mâna dibace a arcașului, fără ca strigătele mulțimii să-i poată schimba mersul, ori s-o poată opri din drumul ce trebuie să străbată, tot așa voința lui Haret se îndrepta spre țintă, fără ca cineva să-i poată schimba direcțiunea, ori să o poată pironi mai înainte de a-și ajunge țelul. Am încheiat citatul consemnat pe spiruharet.ro. Și ținta i-a fost învățământul național, țelul școala românească. Așa a rămas Spiru Haret în istorie ca cel mai mare organizator al învățământului românesc din secolul XIX. A deținut în trei rânduri funcția de ministru al educației și nu a dezamăgit niciodată. Matematician la origine, a avut pasiuni în astronomie și talente evidente în pedagogie. Născut la Iași în 1851, a încetat din viață la 61 de ani, în 1912 la București. A fost ales membru al Academiei Române, dar a fost și profesor la Școala de Drumuri și Șosele, unde a predat trigonometria și geometria analitică între 1885 și 1910. Din 1881, vreme de 10 ani, a predat geometria rațională și la Școala de Ofițeri de Artilerie și de Geniu. În 1910 a publicat Mecanica Socială în capitala Franței, lucrare rămasă de referință. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am evocat astăzi personalitatea lui Spiru Haret, cel numit încă din 1879 omul școlii, dar despre care acum se poate spune că este părintele învățământului românesc modern. Nu există un clasament al proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe site-ul eualegromânia.ro. Radio România Regional vă invită mâine să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.